ce să vă spun despre, despre drumul meu în fotografie, da, și eu aș zice că dacă cineva îmi zicea acum câțiva ani că o să fac o prima mea expoziție, o să fie cu fotografie de wildlife, n-aș fi crezut. Adică am mii de fotografii cu peisaje din care poate cele mai multe nu mai îmi plac acum, în timp ce, ce avansez, multe din ceea ce nu-ți mai plac, dar din cele câteva mii am câteva sute care mai îmi plac și aș putea zice că câteva zeci foarte multe, deci aș fi putut face o expoziție, dar de cam de 2 ani de zile am mers mai mult pe wildlife, îmi place mai mult, adică am avut ocazii când mergeam la fotografiat și peisajul arăta impecabil, aș fi putut fotografia, dar nu m-am oprit și m-am dus acolo unde mă duceam pentru subiectele astea. Asta înseamnă că mi-a plăcut mai mult. Și îmi place mai mult fotografia asta de wildlife. Într-adevăr, este mai greu, necesită mai mult timp, mai puțin somn, deci pentru cine vrea să facă fotografie de wildlife, eu am calculat, anul trecut am dormit mai puțin decât soția mea cu vreo 700 de ore. Deci o lună de somn mai puțin decât un om normal, mai recuperez ziua așa, așa, un weekend. Cu cât e mai grea fotografia de wildlife, cu atâta satisfacția e mai mare. Să zic că când merg să fotografiez, fotografia e ca și un rezultat final, e ca și un, nu e un scop în sine. A merge la un răsărit, a mira un răsărit sau un animal sălbatic de la distanță sau chiar la fotografia, este o experiență care cred că mulți am trăit-o. Dacă am trăit un răsărit, de exemplu, la munte sau la mare, e o experiență. La fel e și fotografia de wildlife, care e o experiență mai intensă decât o experiență la un peisaj sau așa. E ceva diferit. În principiu, am fotografii aici care le-am făcut, sunt fotografii care s-au făcut, de exemplu, am surprins un animal, pur și simplu l-am surprins și m-am ocupat de el. Sunt fotografii făcute din hide, deci sunt câteva făcute din hide aici, care fotografii care nu se pot face, nu normal, chiar dacă ești camuflat, chiar dacă ești ascuns. Și sunt fotografii pe care le-am făcut la pândă, adică am studiat animalul, am studiat locul, îndelung, de mult cât să-l cunosc și am stat într-un loc și am așteptat și animalul a apărut. Animalele au rutina lor zilnică, sunt și imprevizibile, dar în principiu își păstrează o anumită rutină. Își schimbă rutina de la anul timp la anul timp, în funcție de arealul unde mănâncă, de zona unde mănâncă, acolo, ăsta e cel mai important. Acolo găsești animalul și pe o lumină bună. Animalele sălbatice sunt preponderent nocturne, dar le mai surprins în zona unde mănâncă dimineața, în principal. Seara mai ies mai repede pe lumină. Parcă nu mai avea șansa să le fotografiez. Ce să vă mai spun? Da. Să începem de acolo. Am fotografia cu egreta, aia făcută la SIC, în Stufăriș. Știți, cei care sunteți din zonă, știți zona pe stânga, la Stufăriș, unde sunt observatoarele de acolo. Balta de lângă drum. Făcută în 2017. N-am mai văzut de atunci așa multe egrete acolo. Era în august, vreo 20 ceva de egrete s-au așezat acolo și atunci, vreo 2-3 săptămâni, am mâncat ceva frustrare pe acolo până am scos niște fotografii, pentru că sunt foarte, foarte greu de apropiat. Egretele stârcii, dacă ați văzut, când vă apropiați, deci de la distanță mare, intră. A doua fotografie cu lebăda este făcută dintr-un haid putitor. Am un haid cu care intru în apă până aici la piept. E făcută pe un lac din Mureș, pe lângă Cipian, de la Zau.